A băut atât de mult că a uitat chiar și unde locuiește. Din păcate, protagonistul știrii următoare se afla și la volan. A confundat curtea sa cu cea a vecinului și a intrat direct prin gardul de fier forjat. Alături de el, în mașină, se mai aflau încă două persoane. Din fericire, toată gașca vesel a scăpat cu bine. Suflați tare, dumneavoastră, suflați! Suflați! Mai! Stop! Stați un pic! 102. Mama! Mergem la spital la probe, da? Mergem. Deși consumase din belșug alcool, bărbatul din imagine a ajuns în atenția poliției doar după ce a dat cu mașina în gard, la propriu. Plecase de la Câmpul Lung către casă, o comună din Argeș aflată la 10 km de oraș. Când a ajuns aproape de locuința sa, iar locurile i s-au părut familiare, a vrut să intre în curte direct cu mașina. A nimerit însă gardul vecinului. Am trecut cu ăsta cu motorul și a intrat în gard. A făcut dreapta pe control și a intrat în gard. Era beat mort. După lungi parlamentări, polițiștii sosiți la faza locului l-au convins să-i însoțească la spital pentru recoltarea de probe biologice. Acum mergem la spitalul Mioveni la recoltarea de probe biologice. Aoleu, până la Mioveni? Nu e problemă. Mergem cu echipajul nostru. În mașină, alături de șoferul bine aghezmuit, se mai aflau încă două persoane și au riscat viața și doar norocul a făcut să scape cu doar câteva zgrieturi. Și dacă nu pot... Mi să facem un dosar penal, nu mai greu decât dacă merge. Deci mă aduce și cu noi? De unde veneți? Vreau să mergeți acasă? Bun. Vă duceați acasă? Da. Rezultatul probelor biologice va face parte din dosarul deschis de polițiști pe numele bărbatului pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.